Hello, hello, guys! Ce faceți? Eu sunt Antoniu Pigan și astăzi o să facem unul dintre cele mai șmechere challenge-uri ever, așa că înainte de a începe clipul, v-aș vrea să bubuiți acolo butonașul ăla de like acolo, pentru că suntem într-o formulă nouă cu 4 invitați alături de mine care astăzi vor desena, iar orice vor desena, eu le voi cumpăra. Clipul de astăzi este sponsorizat de Trendhim. Dacă nu știi ce este Trendhim, Trendhim este unul dintre cele mai mari site-uri online de accesorii. Trendhim are o varietate de accesorii. Are de la ace de cravată, batiste de buzunar, bretele, brățări, până la cravate, curele, inele, mănuși, ochelari și tot felul de nebunii. Are o varietate de 6500 de produse în 22 de categorii diferite, iar prețurile sunt pe măsura așteptărilor. Au niște prețuri foarte, foarte bune. Trendhim mi-a oferit ocazia să aleg absolut orice produs de pe site-ul lor, dar cum o știți, familia mea sunt un băiat generos. M-am gândit să invit alături de mine niște invitați foarte, foarte speciali și să-i premiem în cazul în care vor desena corect legați la ochi. Hai să facem cunoștință cu invitații. În primul și în primul rând, Hani! Ce faci, tati? Desenezi și tu? Zi, desenezi? Îl avem aici pe Fernando. Ce zici, Fernando? Desenești tu ceva azi? Sau? Dacă pot. Ce desenezi? Ai așteptări mari? Păi da, le mici. N-ai zis că tu ce desenezi ne cumperi? Păi da. Păi tot ce e mai scump. Suntem aici alături de Oana. Dați-le un follow chiar acum, guys, aveți Instagramul lor în descriere. Suntem aici și cu Vlad. Vlad care este fratele Oanei. Ce o să desenezi, Vlad, azi? Ce se poate acum? Ce se poate, a? Ai așteptări mari? Normal. Mă bată tata, rămâne fără buzunar. Și Cătălin, care este colegul meu, dacă vă vine să credeți, din clasa a 1-a până în clasa a 12-a a fost colegul meu și a rămas prieteni. Și Cătălin, acum că îmi poartă mare, mare pică de 12 ani de zile, o să deseneze. Ce o să deseneze? Ce, mă? Un Lamborghini. Invitații o să aibă la dispoziție 20 de secunde să intre chiar acum, așa că scoateți-vă telefoanele și intrați pe www.trendhim.ro. Eu știu site-ul ăsta, că mai mi-am comandat, deci comand mereu. Produse super mișto, dar chiar am acasă un set de 3 brățări. Da, super tare, da. În cazul în care o să-ți mai comanzi, avem și cod de discount în valoare de 15%. Sau dacă vreți să vă fie mai ușor, aveți un link în descriere care vă va duce către site. Iar la orice comandă veți avea discount 15%. Hai că ne lungim cu vorba și trebuie să cronometrăm aici. Bun, guys, deci aveți 20 de secunde începând acum să vă uitați pe Trendhim și să găsiți produsul pe care vreți să-l desenați. Haideți să vedem, haideți să vedem. Bum, 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 bum. Puneți telefoanele jos în 3 secunde, 3, 2, 1, gata, telefoanele jos, aveți codul mai jos, 15% reducere pe Trendhim, deci așa că hai că nu o să intrăm chiar la faliment astăzi. Mamă, deci mă jur, n-am văzut atâtea culori nici la grădiniță, nici la școală. Ia zic, Cătăline, câte culori avem la școală? Avem pe la rugol. Avem pe la rugol, și acum hai să-mi dai și portofelul gol, păi, bineînțeles. Ok, guys, haideți să vedem cine o să fie primul invitat care o să deseneze produsele. Cine o să fie primul? Mă, adică cine o să fie primul? Cine o să fie primul? Cel care întreabă, ești nebun? Perfect, cel, hai. Pa, cel mai scump. Hai, mai... leagă-te la ochi și hai să desenezi. Ești pregătit, mă, Fernando? Ia uite să moară Jaxana. O să ai 10 secunde să desenezi, da? 10, deci, 10, deci trebuie să te și grăbești ca să iasă ce-ți dorești, da? 3, 2, 1 și... Hai să vedem ce produs de pe Trendhim.ro o să deseneze Fernando. Ia uite, bă. Ce faci, mă, acolo? Ia uite cu degetele. Ia. Ce e, mă, libelulă? Facem așa, ha, bă, că s-au dus 10 secunde. Gata, mă, gata, desenat. Mă, bă, dar ce-i desenam aici, nebun? Păi, poți să dau asta jos? Da, hai, dă-ți jos, să vezi ce e capură pe rada. Băi, păi am desenat foarte bine, mă. În acest clip nu vreau să fiu eu complet guest-ul, așa că, Fernando, desenul tău nu o să-l ghicesc numai eu, o să-l ghicim cu toții, da, ca să nu crezi că te... Dar e scump, să știi că e scump. Să nu crezi că ne îndreptățesc, adică frumos, așa. O să ne uităm pe Trendhim și o să vedem ce produs a ales Fernando. Așa că haideți să vedem dacă desenul lui Fernando a avut succes sau nu. Bravo, Fernando. Bă, ce desenăm acolo, libelule, ce e? Băi, Fernando, foarte frumos, eu să zic sincer. Bă, chiar ai și ceva acolo. Am avut-o pe Ramon. Ce? Dar să știi că pe Trendhim nu au bicicletă, au decât accesorii. Au multe accesorii, biciclete nu au. Hai, Oana, tu ești prima care o să ghicească ce produse a desenat Fernando. Hai, ia să vedem. Simplu. Ce avem aici? Deci bicicletă nu e. Nu e bicicletă. Accesoriu de la Trendhim. Accesoriu, da? Da. Ceva așa, scump așa.
Oh, scump. Zic, ochelari de soare. Uite mă, vezi? Dar să moare Axana, ochelari de soare rotunzi, dar ce ești? Ești nebun, ești Harry Potter. Tu ce zici, Cătăline? Am una trotinetă așa. Trotinetă, nu? Bicicletă, eu ziceam. Păi nu te teamă să-i fac și eu așa pătras, nu mai știu. Două antifurturi, ce vă duceți? Să moare Jackson. Rămâne, cu, rămâne la ochelari? Sunt ochelari? Ochelari! Wow, bine, bine, și al doilea produs. Iese mă, ce s-a asta aici? Sunt dalea. Aaaa, eu cred că m-am prins, cred că m-am prins. Ce sunt, mă? Ce credeți că e? Ce sunt? Ceasul lui Bente. Ia, vezi, mă! Ce? Ceasul lui Bente. Vezi, mă! E ceas? E ceas! Bă, du-te, mă, de aici, bă! Intră la pupitru. Oana! Te-ai gândit, Oana, ce o să desenezi? Da, m-am gândit. Mamă, nebunul ăsta a desenat ceas, ești nebun la că... Am noroc cu codul de reducere. Și că sunt prețuri ok. Păi uite-o, mâna asta e încheiată, asta e goală. Mergea ceva aici, nu? Mergea, mergea ceva. Te-ai gândit, Oana, da? Da. Ok, hai să-i dăm bătaie! Ești pregătită, Oana? Da. Gata? Da. Ok, hai. Bine, bine, bine. Ce te simți acolo? Oana, mai e 5 secunde. Mamă. 5, 4, 3, 2, 1... Mamă, ce-ai desenat acolo? Vai, Doamne! Băi, frățioare, băi! Ia să vedem. E o șarpe care nu se mai termină. Hai, prima părere, zi, Fernando, ce-ai desenat? Așa, o pară și o șarpe care nu se mai termină. Vlad? O persică, un glob de ăsta. E o piesă de desen. Ok, vă dau un hint. Sunt două produse de pe Trendhim. Să știți! Să știți! Băi, nu știu, după părerea mea, Fernando, cred că a intrat la bere. Dra la belele. Nu știu, zic. Zic, nu vreau să zic ceva, dar asta mi se pare că e un inel. Aoleu. Inel? E un inel. E bine, e bine care piatra mică. E un inel? E inel? E inel! Ce faci, Fernando? Ce să fac, frate? Mă trebuie să mai ajung la ăștia cu inelul la Trendhim, că am văzut că au niște produse. Ne ajută, ne ajută băieții de la Trendhim. Ce părere aveți, băieți? Hai. Noi am ghicit jumate, acum ghiciți și voi jumate. Ce aia? Frate, ce aia? Nu înțeleg. Rămânem la să mă chimpată sau... Nu știu. Dacă e un accesoriu și e lung așa, ia zic Cătăline. Cam a ce colier, nu, am un lanț. Colier? Da, 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 ceva, colier. E colier? Da. Wow! Sincer vă spun, cred că oamenii ăștia s-au decis, s-au pus toți pe mine, au zis, aaa, păi nu prea ne invită Antonio în clipuri, dar și când ne invită, hai să-i rupe portofelul. Trendhim, ajutați-mă, cred că trebuie un cod de discount mai mare pentru produsele astea nebune. Ok, guys, acum îl avem pe Vlad. Hai să vedem ce o să deseneze Vlad. Hai, Vlad. Gata? 3, 2, 1 și 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ia vedeți. Mamă, Vlad, mai spart cu desenul ăsta, nu știu. Cred că asta e o brățară. Da. E o brățară, nu? Ok, deci asta e o brățară. Da, frățorul meu, asta nu știu ce este. Asta n-a fost să fie. Mă, ăla e un soare cu trei dinți, frate. Serios, am zis, măi, că ce se poate, dar nu prea ieși nici. Ai încercat din două? Băi, nu e ok să desenați două. Voi știu că voi aspirați către multe, dar s-ar putea ca din două să nu fie niciunul dacă vă grăbiți, că în 10 secunde... Ce e, mă, frate? Ziceți voi, ziceți și voi. Eu un sergiratoriu cu trei drumuri. Fiatele, pe un drum, două, trei, trei, asta vreau un sergiratoriu. Nu, am vrut un ceas. E ceas? Da. Mamă! Hai, Cătăline, tu urmezi, hai să vedem. Nu știu ce înseamnă pentru voi accesoriile, dar pentru mine înseamnă totul, pentru că accesoriile sunt fix piesele lipsă din puzzle care reușesc să completeze outfit-ul. Așa că mă bucur că cei de la Trendhim mi-au sărit în ajutor și acest clip nu ar fi fost posibil fără ei, așa că v-aș ruga să intrați chiar acum pe linkul din descriere și să vă alegeți și voi produsele voastre preferate, pentru că din 6.000 de produse vă zic eu că o să găsiți ceva, iar preț sunt bombă. O să vedeți asta mai târziu. Bă, dacă crezi că vedem prin aia, următorul o să fii tu care desenezi. Bă, ești de bun? Frate. Dacă o să desenezi și eu, bine, cine cumpără, mă, produsele dacă eu sunt guest-ul? Păi sigur ne ajută băieții de la Trendhim, nu? Deci la Trendhim? Păi da. Sunt cam darnici, sincer să fiu. A, Cătălin, o să ai 10 ia secunde să desenezi cel vrei de pe site-ul de la Trendhim. Să ai și tu un produs calme, da? Păi da, bineînțeles. Ok. N-am zis că dăm gaură în buget. Ești pregătit, da? 3, 2, 1 și 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ce bine desenează, 3, 2, 1, 0,
bine, Cătălin! Bă, ăsta mai poate să fie un ceas. Vadă, tată, dar ce ceas e ăsta, băi, Cătăline? Ce ceasul vrei tu? Vrei numai ceasuri, numai ceasuri? Numai ceasuri aveți în cap să mă bată tată, de când ați treabă trenchi. Eu mă plac ceasurile, bă, trenchi. Bă, sincer, și mie îmi plac. Dar... Auzi, de la trenchi au și accesorii pentru animale ca robot scapă. Băi, din păcate nu au, dar cine știe, poate în viitor să se expansioneze treaba. Dar asta nu înțeleg, Cătăline, ce e cablul de la telefon fix. Mai știi, e un elastic de păr. Da, să nu un elastic de, de păr, exact. Da, așa, dar mi-e de păr. Batistă de buzunar nu e, bretele nu sunt în niciun caz. Brățară, s-ar putea să fie brățară, a? Ești pe aproape, Buton, buton de bărbierit. Bă, trebuie să desenezi ceva de bărbierit, bă, nebunule, de chiar ai nevoie. Ceas, am zis. Cercei nu poartă. Dacă vrei să dai, să dai ori aici, direct, la cap. Cravată nu e, că am zis, curea... Oscilez între inel sau brățară. Vreau să spuneți voi în comentarii ce crezi că am desenat Cătăline aici. Ori inel, ori brățară, ori... Ori ambele. Ori ambele. Nu înțeleg ce, ori doi, nu. Nu știu. Eu nu-mi dau cu părerea, că până la urmă eu pierd aici. Vlad, le ții cuvântul, zi. Ce e Vlad acolo? Bă, dacă ești că noi de animale, merg pe brățară. Brățară? Brățară. E brățară? Ia uite cine are viziune, vezi un cătălire. E brățară? Bine, băi, Cătăline, băi! Băi, Antonio, acum a rămas că ar trebui să desenești și tu, nu-i așa? Mie îmi convine, ești nemul la cam, adică... 3... Stai. 2... 1... Stângaci, acolo nu-i stângaci. Încă 5 secunde. 5... 4... 3... 2... 1, stop! Mamă, Picani, ai rămas cu desene din clasa 1. Ce-am desenat bine! E ceva acolo. Ce avem aici, Cătăline? Ce avem aici? Nu știu ce să fie, o pereche de ochelari, să zic. Eeeeee! Ce zici, mă? Sigur nu-i invers? Nu-i frate. Ce? Oana? Ochelari. Ok, am desenat bine, mă! Joacă pe asta, păi ați desenat acolo, desenați două ore. Ochi, ziceați două paie și ne ieșim până la cap. Păi desenat mă singur. Ce asta ce este? Ia zi, Oana. Ajută-mă, te rog! Eu cred că e ceas. Mă, dar ce mai fac? Vreau să ne strădă, pune când, mă, dar pune când, ești nebun la cap, ia că-mi cumpăr și eu ceas. Oamenii ăștia, sincer, vă spun, sunt puși pe treabă și pentru că țin foarte mult la oamenii ăștia care au fost prezenți alături de mine astăzi, le va ofer încă o rundă bonus. Dar de data asta, v-aș ruga să desenați și voi un produs de fiecare trăiu, parcă m-ați parte și nebun la cap. Fernando, 10 secunde, marcă-l aici, deseneți ce vrei tu de pe trei. 10. 9, 8, 7, 6, 5, nu mă știu, 4, 3, 2, 1! Ce asta, mă, frățioare? Asta, bă, ce-am desenat. Spuneți-mi voi, deci dacă cineva ghicește din toate lucrurile astea... A, gata, mă, știu și ce sunt astea. Dar nu știi tu. Are niște dungi, nu știu, linii. Nu, frate, sunt niște linii. Și aici? Ce e aici, bă? Bă, valurile, dumneavoastră, ai făcut și el acolo ce-a putut-o la mâine, o castrat. Cum, bă, e simplu! Să mă, cercei, ce faci? Vrei să-ți dai gaură în ureche? Nu, frate, cum să fie cercei? Sunt accesorii! Sunt ochelari? Îi pun unul pe parte, unul pe parte, așa, a? Sunt niște ochelari dezmembrați. Nu sunt, mă, să-i lipești la mijloc. Zi tu ce sunt ăștia. Eu zic că sunt cercei. Cum să fie cercei? Și asta ce e, frate? Ce e asta? Asta e o banană? Nu e, frate, o banană. E o banană. E tot un accesoriu. Un accesoriu de mâncat. E un lanț? E la, ai că lanț. Îi pun de când vezi cum a strângut el? Păi da, chiar pare ca un lanț, ca atârn, așa. Formă de U. Ce, voi ce știți că e? N-ați ghicit nimic. Gata, mă, știu. Gata, ok, eu am răspunsul final. Care e? Hai să vedem. Dăm fiecare răspunsul final și vedem dacă ghicim. Eu zic așa, cercei și ramă de bărbierit. Tu ce zici, Ioana? Eu zic că asta e ramă de bărbierit sau ceva pentru barbă, un ceva pentru barbă și aici sunt cercei. Eu pot să bag mâna în foc aici, sunt cercei, dar... Nu sunt cercei! Zi, Vlad, salvează-mă! Bă, rămân pe geamandura, dar n-am... Nu pot să dau acela. Gata, trebuie să vă ieși. Ce, mă? Să vă ieși. Ăștia sunt butoni, frate, că uite, au așa buton de cămașă. Și aici, uite, e cravată, frate, vezi, am făcut și nod sus. Vezi, ia, uite, frumos. Hai, Oana, tu ești următoarea! Gata, Oana, ești pregătită? Un produs? Hai să vedem, da, un produs, nu cafea. Fernando, tu te-ai am putea la două, dar văd că nu ți-ai ieșit niciuna.
Hernando a rămas fără produse. Hai, Oana, roz. Hai, Oana, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Deci dacă câte produse sunt, băieți? Sunt 2 sau 1? Hai, măcar dă-ne indiciu, 2 sau 1? 1. Zi, Fernando, părerea finală, ce este? La prima strigare aia spune că îți dau eu cu 12. Da, condițiile astea așa parcă mi dau impresia de niște ochelari. Tu ce zici, Vlad? Tot ochelari. Tot ochelari? Și Cătălin? Da, v-a zice cercei, dar parcă... Cercei? Ochelari, așa. Băi, se poate. Se poate. Dacă zici că depinde de ce punct îi privim. Deci, ok. Eu cred că o să merg tot pe ochelari. Da, cred că ochelari. Deci așa că hai să vedem. Oana a înghicit. Ochelari! Vlad, ești pregătit? Da. Știi ce produs ai în minte, da? Nu. Bă, gândește-te bine, că ai dat 10 secunde la expoziție. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, bă, mai 3 secunde, 3, 2, 1, te-ai dus! Bă, ziceți voi în comentarii dacă nu ghiceți bă ce asta. Ia zi Cătălin, ce crezi că e? E o pereche de ochelari, dar cum arată? Bă, și eu tot ochelari. La ceva, nu știu ce ar desele. Bă, vă plac mult perechele de... Deci sunt oamenii mei, sunt bazați cu ochelari, ceasuri, brățări. Bă, sincer, mie îmi plac toate produsele de la ei, dar mă bazez și eu tot pe asta. Adică dacă eram în locul lor, tot la fel aș. Oana, tu ce părere ai? Tot ochelari, tot ochelari ai. Bă, vine vara, am și eu de pe o pereche de ochelari, nu vă mai luați de mine. Și ultimul, dar nu cel din urmă. Este azi, bravo, băi, Cătălin! Hai să desenăm, Cătălin! Ia. Pregătit, da? Start cronometru, Cătălin! 10 secunde, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Eu își colorez, mă, 2, 1... Băi, Cătălin, ce e asta, mă? Intrăm la trending și vezi pe site. Lăsă-mă, mă, telefon, da? Ia, verifică, mă, poate e așa ghicești, că văd că n-ai imaginație în seara asta. Deci, ori cred că e brățară, ori... Poate să fie și buton, ia. Sau poate să fie și un inel, că e cerc, dar frate. Dar nu mă gândeam. A desenat și mai mare și faza este că a desenat și mai multe cercuri, știi? Da. Asta e doar gen, puteți să desenezi gen... Vreau să fac o chestie de genul ăsta, gen. Și gen așa, știi? Ăsta e mai mult inel. Da, ăla a fost ceva mai complex. La el, la el a fost o multitudine de chestii din astea, așa, știi? Poate să fie o brățară. Da, și eu tot brățară zic. E brățară, Cătăline? Exact, e brățară? Normal! Bine, băi, Cătăline, băi! Ok, guys, am desenat, ne-am distrat. Da, acum trebuie să trecem și la cheltuit. Pentru că, na, trebuie să ne revanșăm și noi față de invitații noștri de astăzi, că ne-am distrat alături de ei, eu m-am simțit foarte, foarte bine. Așa că promisiunea e promisiune, eu sunt un om de cuvânt, așa că am intrat pe site-ul trendhim.ro. Vă sfătuiesc și pe voi să o faceți prin link-ul din descriere, pentru că o să aveți 15% reducere la orice comandă de pe site. Mi-am făcut aici lista de cumpărături, așa că haideți să alegem produse. Cum am intrat pe site, m-a uimit faptul că la orice comandă peste 199 de lei, transportul este gratuit, așa că dacă ai niște prieteni cu care vrei să-ți comanzi, cel mai bine ar fi să vă cuplați la o singură comandă și transportul va fi gratuit. Cel puțin eu, dacă aș fi în locul vostru, asta aș face. Dar pentru că eu trebuie să mă cuplez singur pentru prietenii mei, o să facem o comandă mai mare. Deci transportul va fi gratuit. Ok, intrăm aici la toate accesoriile și intrăm prima dată la ceasuri. Că am avut foarte multe ceasuri de cumpărat. Oamenii sunt pe ceasuri pe de-astea. Mamă, câte ceasuri șmechere, boys! Am și eu de cumpărat un ceas pentru mine. Dar nu o să fac diferențe. O să luăm la toată lumea la fel ca să nu se supere nimeni. Mamă! Cum arată ceasul, ești nebun! Bă, nu știu de voi, dar din toate ceasurile astea, sincer, ceasurile astea de la Sismon, sincer, m-au dat pe spate și prețul este unul foarte, foarte decent. Așa că o să iau de aici 3 ceasuri pentru că avem de cumpărat 3 ceasuri. Dar pentru că vom folosi codul meu de reducere pentru 15%,
vom beneficia de o reducere bombă rău de tot. Aveau foarte multe de ales, de la ace de cravată până la îngrijirea bărbii, pălării, portofele, papioane, ochelari de soare, mănuși, ochelari cu lentile, dar toți s-au copiat fix ca la școală și de mult la cap, dar bine. După cum am spus sincer, dacă eram și eu în locul lor, tot după asta merge. Pentru că garderoba mea se bazează pe accesoriile de genul acesta. Nu prea sunt eu așa foarte, foarte elegant, fancy. Cătălina ta lăsa foarte multe brățări și oricum avem foarte multe brățări de luat, așa că hai să intrăm și pe la brățări să vedem ce găsim, ești nebun, bine! Mamă, ce brățări frumoase! Băi, deci Trenheim pentru mine, nota 10, mă bucur extrem de mult că prin prisma acestui clip am avut ocazia să colaborăm, pentru că chiar aveți un site foarte, foarte, foarte frumos. Și cred că pentru Cătălin o să mergem pe brățara asta neagră, pentru că arată foarte bine. Adăugăm în coș. Gata, guys! În sfârșit am reușit să comand toate produsele. Comanda ar trebui să ajungă aproximativ mâine, așa că o să anunț pe toată lumea. O să ne întâlnim și o să le dăruiesc produsele frumoase de la Trenheim. Încă o dată vă spun să intrați în link-ul din descriere, pentru că produsele astea chiar merită. Gata, guys! Ne-am adunat astăzi aici să facem unboxing-ul, pentru că tocmai ce a ajuns pachetul de la Trenheim.ro, așa că hai să facem unboxing-ul. Ești curios, Fernando, de produse? Apară produsele aici. Oana? Da! Vlad? Normal. Cătălin? Ia să vedem. Cam așa arată coletul, guys. Haideți să îl desfacem! Desfaceți cadoul! Mulțumesc! Haideți! Păi și ale noastre! Ce, păi toate sunt în cutia aia. Hai să vedem! Hai, desfaceți! Bă, vedeți că sunt și ale mele pe acolo. E, au fost. Băi. Hai să vedem. Mamă, dar ce mișto sunt, frate. Wow. Chiar sunt și săculețe. Da. Totul e personalizat. Foarte tare. Wow. Cam așa se prezintă pachetul. Da. Și entuziasmații cam așa se prezintă. Deci, ia să vedem ce e aici. Ia să vedem. Deci, cutia asta, fără să așa, chiar e top. E top. Chiar e foarte tare. Deci, e super. Până și astea sunt personalizate. Wow. Te gândeai, Fernando, vreodată că o să ajungi să colaborezi cu Trenheim? Sincer, nu, dar eu, cum ți-am mai spus, eu chiar îl cumpăr de la ei, pentru că sunt foarte tari și totul e calitativ. Îți place, mă? Da, e nebuneală. Altceva, nu mai târzi și eu acum că mă sunt. Ia să vedem, Vlad, tu ce ai găsit? Ia să vedem. E brățara? E brățara. Bine, brățara! Mamă, frate, vezi că e top, rău. E altceva. Bine. Merge cu orice. Cu orice, da, arată top. Și Cătălin face parte din aceeași oală cu mine și cu Fernando. Ți-ai ales ceasul, mă? Ia să vedem ceasul. Bine! Ia zi, mă, Cătălin, îți place? Altceva. Bă, când am văzut culoarea asta, sincer, m-am gândit la tine, frate. Bine, băi, Cătăline, băi, e top. Hai, mai desfaceți. Faceți că avem multe cadouri aici. Haide, Antonio, arată-ne și tu acum ce ai acolo. Că și eu am primit un ceas, bă, dacă voi m-ați provocat, mi-am ales și eu aici. Ia, mă, să vedem ce ceas ai luat. Și ceasul pe care mi l-am ales eu, ia. Ia să vedem, ia. Mă arată, frate, da, vreau să-mi scrieți chiar acum în comentarii cum vi se pare că arată ceasul ăsta. Mie mi se pare nebunie maximă cu el. Maximă. Criminal ceasul ăsta de la Sismond. Absolut Trenheim, este genial. Mai trecem la încă o serie de unboxing. Astea, guys, sunt toate produsele. Au venit extrem de rapid. Transportul a fost gratuit și datorită codului meu de discount am beneficiat de 15% reducere și vreau să le mulțumesc celor de la Trenheim pentru această oportunitate de colaborare. Fernando, ție cum ți s-au părut produsele? Bă, chiar îmi plac produsele de la Trenheim. Știu asta pentru că mi-am comandat și în trecut și chiar sunt calitate. Sunt exact ceea ce trebuie. Mulțumim, Trenheim. Și o să continui să-ți mai comanzi în viitor? Logic. Eram deja client. Oana, ce părere ai despre produse? Foarte tare. Produsele sunt geniale și se vede că sunt foarte calitative și mulțumim, Trenheim. Vlad? Mă, îmi place că sunt pe stilul meu foarte mult și chiar o să... Ți-a luat vorba, Cătălin? Ce e pe stilul meu, nu are cum să nu-mi placă, până la urmă, și fiind de calitate... Și ultimul, dar ce te de urmă?
sunt pe stilul meu normal, sunt de calitate și sunt chiar ok. Băi, vreau să vă mulțumesc foarte mult și sper ca aceste produse să vă poarte noroc și să vă simțiți bine purtându-le. Mie cel puțin ceasul ăsta o să-mi poarte maxim noroc, îmi place mult, 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 mult de tot. Guys, dacă v-a plăcut acest film, nu uitați să rupeți acolo butonașul de like, să-l bubuiți acolo, să-l faceți roșu, albastru, verde, cum vreți voi. Să lăsați un comentariu dacă v-a plăcut genul ăsta de challenge și dacă vreți să mai facem în continuare. Și nu uitați să intrați pe linkul din descriere, pentru că beneficiați de 15% reducere. Mulțumim mult de tot, trăim încă o dată și noi ne vedem data viitoare. Pa! Yeah! Bye!